Haideți să descălcim puțin ce s-a întâmplat ieri cu declarația Bulgariei privind flota, să zicem așa, din Marea Neagră. În primul de rezultatul proastei comunicări cu Bulgaria, proaste comunicări pe interior în România, ce este acolo, care a fost proiectul românesc? Flotă, flotilă, exerciții comune, sunt mai multe variante pe care autoritățile și nu presa le-au pus în circulație. Nu a fost o nebunie sau un moft al presei să vorbească despre o flotă multinațională NATO în Marea Neagră. Tot decidenții au lansat pe piață această terminologie. Au lansat tot ziua, a fost un proiect românesc anunțat de-abia la sfârșitul lunii ianuarie, dacă vă amintiți. S-a spus la data respectivă, s-a spus ministrul Motoc, a spus că va face un tur de forță prin capitalele NATO pentru a promova acest proiect. Chiar în momentul lansării, informația a trecut în mai puțin observată, oricum foarte puțin dezbătută public, și abia după două săptămâni, după ce Nezavisima Gazeta, un influent cotidian rusesc, a scris un articol pe tema viitoarei flote NATO la Marea Neagră ca proiect românesc pentru summitul de la Varșovia și pus acest proiect într-o analiză despre reînarmarea Crimeei și despre construirea unor capabilități A2A din Crimea, dar abia atunci opinia publică din România a reacționat și a început să dezbată acest subiect. Deci să nu dăm vina doar pe bulgari că i-au spus că nu vor flotă, dar președintele Iohannis peste câteva ori le-a spus, bă, proștilor, nu era vorba de flotă sau presei românești peste Dunăre. Alo, sunteți nebuni, nu e vorba de flotă, dragă, e vorba de exerciții comune. Deci e un film cu proști, un fel de Radio Erevan, dacă vreți aici. Este o foarte proastă gestionare din toate punctele de vedere. Deci nu doar comunicare aici, ci aici e mult peste comunicare. Că până și președintele Iohannis poate să facă diferența între o flotă multinațională, deci aduci nave românești, bulgărești, turcești, compui cu ele o flotă în Marea Neagră, fac exerciții împreună, sau niște simple exerciții comune. Sunt lucruri aparent diferite. Nu știm ce se ascund în spatele acestor. Oricum, este mizerabil din punct de vedere al Bucureștiului, iar marele proiect al Bucureștiului, dezbătut 6 luni de zile, care spunem că am fost la Washington, la Berlin, să convingem parteneri, mergem la Varșovia cu el în braț, e un fiasco total. Eu cred că România, și dacă ar fi mers în mâine, bulgarii tot ar fi respins, adică se apropie alegerile în Bulgaria, primul ministru vrea și voturile părții pro-ruse, faptul că ei au respins proiectul nu e vina noastră. Mă gândesc. În general, când propui tipul ăsta de proiecte, trebuie să evaluezi foarte clar șansele acelui proiect. Un proiect de tipul ăsta se pregătește cu un an și jumătate înainte. 2015 a fost un an în care Baltici împreună cu Polonia au organizat aproape săptămânal la Washington, Londra, Berlin și Paris seminarii, conferințe, dezbateri pentru a promova proiectul întăririi flancului nordic. România a lansat, refaceți cronologia, nu dați vina pe bulgari pentru că românii, vezi, Doamne, sunt curați, uscați și... Nu se promovează un proiect în felul ăsta, deci denotă amatorism, neseriozitate, tot ce vreți. Repet, impresia mea, am mai spus public lucrul ăsta, este că România a ieșit cu acest proiect flota NATO la Marea Neagră
ca o carte pe care să o joace, să o negocieze și probabil încerca ce încerca România cu adevărat să obțină, era consolidarea acestei divizii care între timp vedem că nu se conturează ca divizii, sub formă de brigadă, deocamdată anunțată de Stoltenberg acum câteva zile, dar nici brigadă nu pare să se contureze, n-avem, și asta e destul de neclar, decât 400 de soldați bulgari care polonezii și țările baltice au luat-o de jos, de la batalion. Și cu greu, încă lipsesc 1000 de soldați din cele 4 batalioane. Speră că vor fi soldați canadieni acolo. Deci, atenție, suntem în 2016, lucrurile nu se mai rezolvă ca pe vremea lui Talleyrand sau pe vremea lui Metternich, doar în niște cabinete. E vorba de diplomație publică, e vorba de a-ți promova ca țară niște proiecte mari pe segmentul ăsta de apărare și securitate. O știi să o faci, ai niște rezultate, nu știi să o faci, ai ce a pățit România acum. Să vedem care ar fi importanța prezenței NATO în Marea Neagră. Care sunt raporturile de forță? Cui folosește cel mai mult? Turcia are cea mai mare flotă în Marea Neagră. Turcia nu e interesată de Marea Neagră, ci de Marea Mediterană. Turcia are o flotă mare militară, dar ea nu este dislocată în Marea Neagră, cât este în Mediteran. Din punctul de vedere al Turciei, Marea Neagră ar trebui să rămână, sau ar fi trebuit să rămână, pentru că între timp și-a stricat relațiile cu Putin, un condominium ruso-turc. Numai că anexarea Crimeei a schimbat balanța, a schimbat dramatic echilibrul de securitate din Marea Neagră. În condițiile în care Rusia, de 2 ani după anexarea Crimeei, investește în construirea capabilităților A2AD, asta înseamnă că Marea Neagră, în curând, deasupra Mării Negre, cu centru în Crimeea, Rusia va construi o umbrelă mare, bubble, bulă s-ar traduce, mai corect în român ar fi sub termenul de umbrelă mare, care va fi o zonă în care nu ai acces. Deci, din discuțiile pe care le-am avut cu analiști britanici, americani, la diverse conferințe afară, anul trecut încă, impresia, nu chiar impresia, au spus unii cu subiect și predicat acest lucru, că din punct de vedere al Occidentului, controlul asupra Mării Negre, la ce construiește Rusia în acest moment în Crimeea, este pierdut pentru Occident. Deci lucrurile arată dramatic, prost sau foarte prost, pentru că acele sisteme A2AD, care sunt, deci vorbim de stilul ceapă, diverse învelișuri, unul dintre ele, rachetele Iskander, 500 de kilometri. Păi cu Iskander de la Sevastopol acoperi Constanța, ajungi până la aerodromul de la Cogălnicianu, le faci inutilizabile de către NATO. Sau poți să vii cu un sistem A2AD plasat pe vase militare, să-l apropii de teritoriul României și să incluzi sub umbrela A2AD inclusiv Bucureștiul și nu mai poți folosi nici măcar aerodromul Otopeniu. Deci lucrurile sunt cu totul dramatice. Problema e că nimeni nu le explică în România, nimeni nu le dezbate în România și nu e de mirare că obții marele succes de la Sofia și evident bulgarii sunt de vină. Felicitări pentru apariția volumului. Cui se adresează? Acest volum se adresează studenților, se adresează și chiar studenților mei care au inspirat câteva din capitolele acestei cărți, se adresează analiștilor de politică externă, se adresează militarilor care vor mai multe detalii despre campania rusă din Siria, se adresează oamenilor care sunt interesați în general mai larg de spațiul ex-sovietic. Aici sunt detalii
pe care cărțile de istorie, pe care analizele scrise la rece nu le mai rețin, sunt lucruri interesante, scrise din perspectiva unui om care deja de 20 de ani se ocupă de acest spațiu, predă la universitate problematică legată de acest spațiu, a trăit în acel spațiu mulți ani de zile și care probabil are oarecare expertiză pe acel domeniu. Vă mulțumesc foarte mult!